Acum abia am făcut un pairing, guys, cu un rosé, Magnus. Clam acceptura, Magnus, mamă, ăsta este bun. Bine, bine. Așa. Un rozet delicat, elegant, care merge tare bine cu farfuria mea care am gândit azi. Un sibas shabu shabu, copt în stoc dashi, făcut cu alga kombu și katsubushi. Un iaurt mediteraneo, citrice, ulei de busuioc, un crevet în tempura și ulei de suzan. Preparatul pe care l-a pus Richard în farfurie este greu de înțeles. Trebuie să ne dai o fișă de asta ca să știm cum mâncăm. Dar un preparat foarte fin. O explozie de arome, plăcute așa, și de yuzu, și de portocală. Și uleiul ăla de susana acolo, parcă e prea pregnant așa, simt. Nu mă dă prespate, da, e un preparat proaspăt așa, puternic aromat în arome, da. Are și aroma asta de ulei de susan, din creveții, pane. Gustul face sosul. Ai acoperit gustul de la uleiul de susan, de la crevete și... Mai este 0,01 grame. Nu știu că te-ai pus 0,01 grame. Ce palată absolută are Ștefan acum, îi ajunge ulei. E prea mult, dar mi-a crescut palata acum. Am băgat până în spate aici, creierul mic. Și-a înghițit măselele. Nu m-a dat pe spate. Nu e acolo, nu-i din filmul ăla, să știi. Ștefan a văzut un alt film, nu-i din filmul ăla, e un alt film. Vrea să vadă acum fân. E greu să cauți acum fân. Hai să vedem ce avem aici. Stai un pic. Stai să vedem și ce vine dă. Stai să vedem de magalița. Hai să vedem ce vine dă aici. Am aici Chardonnay. Chardonnay? Am ales asta pentru că îmi place așa că îi dă fructoza din vin și cu preparatul meu crocant. Farfuria lui Ștefan vizual nu m-a dat pe spate, nu mi-a inspirat absolut nimic. Îmi dau seama de la farfuria ta, din astea 6 amulete, că tu chiar ai diventat un minimalist, un... Mi-aduc aminte prima farfuria ta, era 350 de grame în ea. Acum aici nu știu dacă mâncăm în 4 de farfuria asta. 350 de prima, 500 am vrut să spun doar un singur colț, am vrut să pun, dar vă, sunteți 3, hai să... Și chestia asta chiar îmi umple inima. Dar stai, că nu am transmis iubirea asta pentru fine dining. Mă aici, mă transmis și faci toate răburi. Nu mă copiază, cred că e aspirație, vede ceva de diferit. Nu e chestie de copiat, e chestie, mie îmi place să transmit chestia asta. Are gust de chiftele. E o carne tocată de cotlet de mangalița. Știi ce-ți dă gustul ăsta? Piureul ăsta. Este foarte dulce și... potențează foarte mult gustul de usturoi, de ce ai pus tu acolo. Am pus șalotă și foarte subțire tăiată. Puțin cam dulce. Îți place să pui zahăr ție în mâncarea asta, știi? Am pus zahăr de loc. Doamne, dacă aș face mâncare așa, dulce, imens de dulce. Chiar nu are echilibru farfuria, erau două extreme. Am făcut o rață cu sos de portocale gen Franța și am folosit hash brown-ul gen America. Simplu și foarte gustos. Și o să vă dau să gustați acest Shira, un vin foarte bun care completează gustul rățuștic, dulceața aceea. Rață țestoasă? Nu rață țestoasă, broască țestoasă. Farfuria lui Orlando arată foarte bine, ca de obicei, este un artist. Părerea mea se concentrează de multe ori prea mult pe aceste mici detalii. Are un pic gustul ăsta de ficat. De ficat? Da, de obicei când se coace prea mult, rața devine un pic ficată. El când auzi că era rubi, a avut frică să dea rața rozee, cum trebuie făcută. Și-o copt-o mult. Rața e coaptă, e... Nu, e exagerată de coaptă. Puteai să o lași un pic mai crudă, nu știu. Și rubi să știi că... Eu zic că merge, circulă, știe să mănânce. Trebuie să se ia de ceva, adevărul ăsta este, o spun chiar eu, rața era overcook și mi-o asum în totalitate. Băieți, eu v-am pregătit astăzi un halibut, vă spun imediat despre ce este vorba, dar înainte aș vrea să vă prezint și un vin alb, este un Sauvignon Blanc. E un vin alb care se îmbine perfect cu peștele, meu. La o farfurie, în semn de tehnică, am făcut așa cu dovleci, cum se face rețeta asta faimoasă din 3 stele Michelin în Franța, cu dovleac deasupra, un carpaccio. Coptura de la halibut este perfectă. Să-mi mulțumesc pentru asta. Și nu găsesc cultura aziatică așa de mult. Îmi pare un pic așa de wasabi, dar mi-ajunge după. Peștele e prea mult în proporție de sase, cred. Nu știam unde e fuziunea între Franța și Japonia. Adică nu văd decât Franța acolo. Sosul cred că trebuia puțin mai mult și mai potent. Un sos olandez pe care l-a aromatizat cu wasabi și nu mai știu ce a pus, că oricum nu nu se simte. Nu poți să pui doar un singur ingredient în farfurie, trebuie să combini mai mult, să ai mai multă tehnică din cealaltă bucătărie japoneză și cea franțuzească. Dacă Rubio o să jurizeze peștele pe care îl primește, o să fii că... rachetă. Dacă hai nu, să nu exagerăm acum. Nu... Hai, las-o mai așa, nu-i da aripa acum, că uite-te la el așa. Dar de ce, mă? Ce să-i da? Lasă-l un pic. Eu nu am simțit așa o potență în sos, n-ai avut potență în sosul ăla. Eu consider că am o farfurie nu bună, foarte bună, așa. Și sunt candidat la amuleta de azi. Pentru mine era cea mai bună farfurie, farfuria lui Orlando, iese din joc, a lui Ștefan iese din joc, clar, eu și Richard, dar a mea avea finețea aia în plus și combinația de gusturi care...